Bună seara și bun găsit la Cotidian Plus. Sunt Alexandru Lazăr, gazda dumneavoastră și vă invit să urmăriți o ediție specială a emisiunii noastre, deoarece astăzi alături de mine este domnul europarlamentar Cristian Bușoi, originar din Drobeta, Turnul Severin. Bună seara, domnule Bușoi, bine ați venit la Cotidian Plus, la noi, la echipa 11 Plus și bine ați revenit acasă la Drobeta, Turnul Severin. Bună seara, mă bucur să fiu din nou în Turnul Severin. Vă salut pe dumneavoastră și pe cei care ne vor urmări. Domnule Bușoi, pentru tinerii care ne urmăresc în acest moment, să-i ajutăm puțin să vă cunoască. Cine sunteți dumneavoastră? Ați început cu lucrul poate cel mai relevant, cu aspectul cel mai relevant, acela că sunt din Drobeta, Turnul Severin, m-am născut în Turnul Severin. Până la facultate, până în momentul în care am plecat la Timișoara, la Facultatea de Medicină, am trăit și am făcut liceul 3 ani în Turnul Severin. Familia mea, părinții mei, sora, părinții soției trăiesc în continuare în Turnul Severin. De-a lungul anilor am revenit cu plăcere în Drobeta, Turnul Severin. Dar, din punct de vedere profesional, am fost foarte implicat în zona Timișoarei, Timișului, București și acum de o bună bucată de vreme ca reprezentant al României în Parlamentul European. Am fost deputat în Parlamentul României, reprezentând județul Timiș 2004-2007. În 2007 am devenit membru al Parlamentului European. Am întrerupt un an 2013-2014 când am fost președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și apoi după alegerile din 2014 am revenit în Parlamentul European în Comisia de Sănătate și Mediu. Iar odată cu acest nou mandat, începând cu anul trecut, am devenit președintele Comisiei de Industrie, Energie și Cercetare din Parlamentul European, una dintre cele mai importante comisii și singura comisie care are ca președinte pe cineva din România, ceea ce este extrem de important și pentru România și pentru Partidul Național Liberal. Evident că am continuat să fiu foarte activ în zona politicilor de sănătate și sunt raportorul Parlamentului European pentru programul de sănătate al Uniunii Europene 2021-2027. Cred că multe dintre lucrurile pe care le-am făcut sau le fac în Parlamentul European sau proiectele de viitor le putem dezvolta în cursul dialogului interesant pe care sunt convins că îl vom avea în minutele următoare. Cu siguranță. Ce vă readuce acasă la Drobeta, Turnul Severin? Astăzi mă readuce dorința de a sprijini echipa PNL pentru alegerile pentru Parlamentul României, alegerile din 6 decembrie. Am fost în campanie în câteva din județele pe care le cunosc foarte bine. Am fost la Dolj, am fost la Timișoara și la Arad. Astăzi sunt în Mehedinț, mai precis în Drobeta, Turnul Severin. Am fost alături de colegi puțin în oraș să vorbim cu oamenii, să îndemnăm să vină la vot, să susțină echipa foarte performantă a Partidului Național Liberal cu ministrul și președintele nostru de aici, Virgil Popescu, cu doamna Stella Firu, directorul Spitalului CFR, cu domnul Mărculescu și cu toți ceilalți candidați ai Partidului Național Liberal, și să îi asigurăm pe oameni că sub conducerea Partidului Național Liberal, guvernarea viitoare va continua proiectul de dezvoltare a României. Dezvoltăm România, dezvoltăm Mehedințiu, Drobeta, Turnul Severin reprezintă obiectivul nostru esențial și aici cred că Partidul Național Liberal este foarte credibil pentru că, spre deosebire de alte partide, care și-au bătut joc de șansa oferită de români, vorbesc de PSD, după 2016 și-au fost alungați de la guvernare pentru că nu și-au dus la îndeplinire nicio promisiune, dimpotrivă, ne-au pus într-o situație dificilă față de partenerii noștri europeni, au dus economia României într-o situație dificilă, ne-au lăsat total nepregătiți în fața încercărilor din domeniul medical și a pandemiei, spre deosebire de PSD și chiar de alte formațiuni care nu au expertiză sau experiență de guvernare, PNL a dovedit și are credibilitatea, care oamenii potriviți, experiența necesară și știința de a realiza o guvernare bună, o guvernare cinstită și o guvernare performantă. De asemenea, pentru toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați făcut și le veți face în continuare, sunt convins că și severinenii v-au întâmpinat cum se cuvine. Ceea ce fac în Parlamentul European este mai mult sau mai puțin cunoscut oamenilor, pentru că, din păcate, și e de înțeles, oamenii sunt mai degrabă preocupați și copleșiți de problemele
care țin mai mult de administrația locală sau de guvernarea națională. Sigur că deciziile și proiectele care se dezbat la Bruxelles influențează în mod radical ceea ce se întâmplă în România. În calitate de responsabil al programului de sănătate al Parlamentului, al Uniunii Europene, am introdus priorități importante care au mare relevanță și pentru România și vor avea acele strategii sau acele programe o influență directă în România. Combaterea cancerului, care este o prioritate absolută în politica europeană, reducerea penuriei de medicamente, digitalizarea sistemelor de sănătate pentru a fi mai transparente, mai aproape de pacient, cu dosarele electronice pentru a vedea doctorul trecutul medical, istoricul medical și pentru a lua o decizie mai bună. De asemenea, campanii pro-vaccinare care salvează vieți și care se vor desfășura coordonat de la nivel european. În calitate de președinte al Comisiei de Industrie și Energie, și aici sunt foarte mult coordonat cu Virgil Popescu, cu domnul deputat, domnul ministru Virgil Popescu, am reușit să obținem o sumă considerabilă pentru Fondul de Tranziție Justă, care este foarte relevant pentru România și pentru anumite zone, să păstrăm gazul ca și combustibil de tranziție, pentru că altfel ar fi foarte complicat pentru România să meargă direct către energiile total curate și nepoluante, dar pentru până în perioada din 2050 ar trebui să rămânem cu acest combustibil, cu gazul, pentru a ne asigura o parte din necesarul energetic. De asemenea, în materie de cercetare au fost foarte multe inițiative pe care le-am susținut și care au avut impact în România. Dar evident că, dincolo de activitatea mea personală în Parlamentul European și a echipei din care fac parte, și aici cu toții ne-am luptat pentru a avea acces la cei 80 de miliarde de euro pe care România va avea la dispoziție în următorii ani de la Uniunea Europeană, meritul principal este al președintelui Klaus Iohannis, dar și echipa de europarlamentari și Guvernul României ne-a mobilizat să ne asigurăm că acest lucru este posibil. Am promovat și proiectele PNL și, în primul rând, cele în domeniul sănătății, pentru că acolo este zona pe care o cunosc foarte bine, în care sunt foarte implicat în România. Vom avea investiții din bani europeni, aproape 5 miliarde de euro în următorii ani, pentru spitale noi, pentru dotarea spitalelor deja existente, și aici este foarte important și pentru Turnul Severin, pentru cabinetele medicilor de familie și ambulatorii, și vreau cât mai mulți medici din Mehedin să beneficieze de această oportunitate care va începe în anii următori și care se va concretiza, pentru campanii de prevenție. Mehedinți este un județ în care avem încă, din păcate, multe cazuri de cancer, multe cazuri de boli cardiovasculare, și o bună prevenție și o detectare precoce prin screening a unor cazuri vor putea fi tratate mai ușor, vor putea fi salvate vieți și vom reduce și costurile sistemului de sănătate. Toate aceste lucruri vreau să le realizăm împreună pentru România și pentru români și să ne asigurăm în mod special că mehedințenii vor avea parte de aceste oportunități importante din fonduri europene în următorii ani. Căci vorbeam despre sănătate mai devreme, știu că inclusiv în perioada în care dumneavoastră ați fost președintele Casei de Asigurări de Sănătate, ați contribuit și ați fost un susținător la, de fapt, pentru acel card de sănătate, să renunțăm și la listele de așteptare pentru bolnavii cu cancer și nu numai, să realizăm o direcție de control și antifraudă pentru Casa de Sănătate, să vedem unde se duc banii și nu numai. Ați achitat și o datorie importantă a României pentru străinătate, deoarece România au beneficiat de tratament în străinătate, lucruri care trebuie știute de oameni. Într-adevăr, și mulțumesc că le-ați reamintit, în 2013-2014, în timpul unui mandat scurt de 8 luni de zile, Am reușit să repornesc proiectul legat de cardul electronic de sănătate și de atunci fraudele în sistemul de sănătate s-au redus aproape de zero. Am terminat proiectul pilot pe fonduri europene de dosar electronic, care acum trebuie extins tot din fonduri europene în perioada următoare. Am fost foarte, foarte implicat și cu ajutorul guvernului de atunci am reușit să reducem listele de așteptare, pentru că erau mii de pacienți care așteptau 3-4 luni pentru un tratament și oricum de atunci lucrurile s-au schimbat din acel moment. Deci sunt lucruri concrete pe care am avut ocazia să le fac atunci când am avut o funcție executivă, dar și după aceea, fără a avea o influență directă, nefiind partea guvernării, dar prin poziția și lobby-ul pe care pot să-l fac ca europarlamentar, am contribuit la rezolvarea unor probleme din sistemul de sănătate. Și aici, în Mehedin, sigur,
În acea perioadă s-a terminat o investiție importantă la Spitalul Județean, noua maternitate. Au mai fost și câteva mici proiecte de dotări. Spitalul Județean este însă în subordinea Consiliului Județean și aici, evident, prima responsabilitate este a Consiliului Județean și prima grijă în ceea ce privește nevoile de investiții, dar trebuie văzut în anii următori, e sigur, în coordonare cu echipa liberală de aici și cu ministrul Virgil Popescu, să vedem ce oportunități pentru sistemul de sănătate putem beneficia din bani europeni și nu numai. Chiar vreau să vă întreb cum poate contribui europarlamentarul Cristian Bușoi la dezvoltarea municipiului Drobeta Trun-Severin și chiar a județului Mehedinți. În mod concret pot să fac lobby și să sprijin anumite proiecte de finanțare pe fonduri europene. Foarte puține se pot finanța direct de la Bruxelles. Până acum nu au fost foarte multe cazuri, dar acolo lobby-ul și sprijinul poate fi în mod direct. Dar evident că în calitate de europarlamentar și ca parte a unui partid care astăzi se află la guvernare și foarte probabil 100% zice va fi parte și din guvernarea următoare, ca principala forță a unei coaliții care va guverna România în următorii 4 ani, pot să fac lobby pentru diverse proiecte pe lângă autoritățile de România, pe lângă miniștrii din România, mai ales cele care țin de fonduri europene, pentru că acolo știu foarte bine ceea ce trebuie făcut. De asemenea, putem face diverse acțiuni de promovare a oportunităților, ca oamenii să le cunoască. Administrațiile locale le știu mai bine și oricum ele sunt direct informate. Poate primăriile mai mici mai trebuie ținute la curent, trebuie informate, trebuie să primească și chiar și un mic sprijin de a înțelege care sunt cerințele, cum pot fi sprijiniți, că nu tot timpul echipe specializate, având un număr mic de angajați în primăriile de comune mai mici. Dar vă spuneam de medici de familie, vă spuneam de firme private, de organizații non-guvernamentale, toate acestea trebuie promovate și pot fi parte a acestui efort de promovare. Sigur că există o oportunitate teoretică și de a avea șansa de a cunoaște investitori europeni care pot veni către România și de a îi direcționa către județul Mehedinț. Aici însă nu se poate face lucrul acesta decât într-o colaborare foarte strânsă cu autoritățile locale. Sigur că putem trece peste patimile de partid, mai ales odată ce campania electorală se va încheia. Dumneavoastră, da, dar dumnealor? Dar, aici vreau să spun, nu sunt foarte optimist, pentru că până acum n-am văzut o foarte mare deschidere, pe de o parte de a solicita sprijin, pe de altă parte de a gândi o strategie coerentă pentru a promova oportunitățile din județul Mehedinți. Marea nevoie a județului Mehedinți este aceea de a crește numărul locurilor de muncă și mai ales locuri de muncă cu salarii mai bune, salarii decente, salarii mai bine plătite. Nu vorbim de acele locuri de muncă în care salariile sunt în jurul salariului minim pe economie. Sigur că și asta poate oferi oportunitate unor categorii, dar nu neapărat acesta trebuie să fie obiectivul nostru, ci acela de a aduce locuri de muncă cu valoare adăugată mai importantă. Și aici nu stă în puterea unei singure persoane. Categoric. Marea influență o pot avea primarul, președintele Consiliului Județean. Sigur că și atunci când județul are un reprezentant în guvern este extrem de important și ministrul Virgil Popescu a făcut lucruri concrete în această scurtă perioadă și dacă va avea șansa și sunt convins că va avea șansa să aibă o poziție ministerială și în următorii ani, cu siguranță va găsi soluții pentru a sprijini investiții în această zonă și mai ales în județul Mehedinți. Evident că va fi foarte important să găsim soluții pentru investiții publice, bani europeni sau din bugetul național și aici iarăși este foarte important să ne coordonăm foarte bine. Credeți că Severinul s-a dezvoltat în tot acest timp? Din punctul dumneavoastră de vedere, că ați mai venit prin Severin și ați văzut cum au decurs lucrurile. Nu, din păcate n-am văzut o dezvoltare a Severinului. Sigur că, la fel ca în toată România, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, odată cu dezvoltarea României, sprijinită și de fonduri europene, dar și de tot ceea ce a însemnat economia privată, a existat o anumită evoluție a veniturilor. De-a lungul anilor, salariile încet încet au crescut, nivelul de trai poate este mai bun decât acum 20 de ani, dar nu
momentul 20 de ani în urmă trebuie să ne comparăm, ci momentul, ci felul în care alte județe sau orașe similare au evoluat. Și aici Mehedințul și Severinul nu sunt neapărat într-o zonă foarte bună. Nu vorbim doar de partea de vest a României, nu vorbim doar de marile orașe universitare sau de Transilvania. Chiar dacă ne comparăm cu alte zone din sudul țării sau din alte locuri ale României, din păcate oportunitățile Severinului au fost foarte puține și încă ne aflăm la coada clasamentului, dar atunci când privim foarte multe statistici obiective, produsul intern brut pe cap de locuitor, nivelul de trai, nivelul de salarizare, numărul de persoane active, numărul de firme, toate aceste lucruri nu sunt în favoarea Severinului, din păcate. Au fost și unele condiții legate de schimbări importante. Pe vremuri a fost o bună cooperare economică în zona aceasta de graniță cu Serbia. Evident că lucrurile s-au schimbat odată cu sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, cu tot ceea ce s-a întâmplat în această zonă. Dar cum? Cea mai mare problemă a fost închiderea unor capacități de producție care nu și-au găsit o soluție bună de privatizare sau nu au fost foarte multe firme private care să fi pornit motoarele în turnul Severin. Mulți dintre tinerii severineni au plecat în afara județului și a orașului, o parte în afara României, din păcate, altă parte în zona Timișoarei, în zona Bucureștiului. Mulți din generația mea sau generații mai mici sau mai mari i-am reîntâlnit în zona administrației publice sau în zona privată cu situații economice bune, dar nu aici în turnul Severin. Turnul Severin nu le-a oferit, din păcate, nicio oportunitate multora dintre tinerii din turnul Severin. Nu tuturor. Sigur că sunt și tineri care și-au găsit o carieră aici, care au rămas, care trag pentru acest oraș și în administrația publică și pentru anumite firme private și mici afaceri întreprinzători, dar nu îndeajuns de mulți cât ar fi fost nevoie, pentru că n-au simțit că aici pot fi sprijiniți și pot avea un viitor mai bun. Domnule Bușoi, și dacă așa se raportează municipiul reședință de județ, cum vedeți dezvoltarea Mehedințului peste ani? Cred că aceste 80 de miliarde de euro pe care România are la dispoziție pot reprezenta o bună oportunitate și pentru județul Mehedinți. O parte din bani vor fi rezervați, mai ales cei de dezvoltare regională, pentru proiecte ale municipalității sau ale Consiliului Județean. Pentru alta va trebui să intrăm în competiție cu alte județe, cu alte administrații publice și pe domeniul digitalizării și pe domeniul sănătății și pe domeniul eficienței energetice. Și aici, în mod evident, revin, pentru că e foarte important să aibă reprezentanți buni în Parlamentul României. Un om de talia lui Virgil Popescu, care are și o funcție ministerială, o experiență în politică, în Parlamentul României, o influență asupra deciziilor care se iau la nivel național. O persoană, așa cum este doamna dr. Stella Firu, cu experiența sa în domeniul sănătății și cu energia pe care știu că are ca să ducă proiectele mai departe. Domnul Mărculescu, care are și o experiență antreprenorială și o experiență de administrație publică și acum chiar în domeniul sănătății înțelege foarte bine sistemul ca și parte de management, de finanțare. Și ceilalți colegi care sunt pe listă, care poate nu sunt pe locuri eligibile, dar care pot avea alte oportunități de a ocupa poziții în administrația descentralizată a Guvernului României sau pot să-și continue propriile cariere în zona privată, cred că această echipă a Partidului Național Liberal poate face diferența. Și ca parte a unei echipe a guvernării de centru-dreapta României poate sprijini foarte mult. Dar pentru asta trebuie să existe un sprijin din partea cetățenilor, să fie sprijiniți la vot, să li se recunoască oportunitatea trimiterii către Parlamentul României și a unui vot important în spate. Și apoi, sigur, să existe o deschidere din partea administrației publice județene și cea a municipiului, dar și a altor localități, pentru a putea să implementăm anumite proiecte.
Este momentul să trăim o viață normală și, ca o glumă pe care am văzut-o pe o rețea de socializare, este timpul să renunțăm la dosarul cu șină, nu? Este timpul să renunțăm la dosarul cu șină. Aici este marea provocare a digitalizării. Ca președinte al Comisiei de Industrie vă spun că digitalizarea este o direcție de dezvoltare importantă a Uniunii Europene. Sigur că sunt țări în care digitalizarea este o realitate de foarte mulți ani. În administrația publică este mereu dat exemplu Estoniei. E adevărat că e o țară mică, dar e o țară complet digitalizată, care nu mai are dosare cu șină de 20 de ani, dar care astăzi este complet digitalizată. De altfel că ați amintit gluma, sau mă rog, o sintagmă importantă tot de pe rețeaua de socializare. Estonia e de fapt E-liniuță Estonia, adică de la I, de la electronic. Din punct de vedere al economiei, sigur că putem să ne uităm cu atenție la țările din vestul Europei și din nordul Europei, la Germania, la Franța, acolo unde inteligența artificială, internetul lucrurilor, tehnologia 5G, robotizarea, digitalizarea, noile tehnologii de tip blockchain, mai puțin cryptocurrency, pentru că aici lucrurile sunt încă într-o zonă mai degrabă gri, dar tot ceea ce înseamnă tehnologiile de blockchain, toate aceste lucruri reprezintă oportunități imense. Uniunea Europeană este într-o competiție cu SUA, acolo unde se dă direcția în ceea ce privește digitalizarea Silicon Valley, marile companii de software, marile companii de aplicații, marile companii de hard, chiar de telefonie mobilă, de computere, dar și cu Asia din ce în ce mai mult, și avem nevoie ca în Uniunea Europeană să ne creștem procentul de digitalizare, să reducem dependența față de alte continente, să fim mai competitivi globali. Și aici România are o șansă uriașă, pentru că dincolo de nevoia de a elimina dosarul cu șină, foarte important, pentru că atunci administrația publică devine mai transparentă, mai eficientă, putem urmări pe internet, pe site-ul unei instituții, unei primării, în ce fază se află un dosar în care cerem o autorizare de construcție sau în care cerem o aprobare pentru a face ceva. Putem depune totul digital, nu mai trebuie să stăm pe la ghișe, nu mai trebuie să fim în situația de a pierde timp, sau pentru cei care sunt la 100 de kilometri sau 50 de kilometri de Turnul Severin, să fie nevoit să vină și să bată drumul până aici. Avem o oportunitate în zona de business. Știți bine că una dintre nișele pe care ne putem dezvolta este aceea a IT-ului. Și nu este doar o poveste, avem tineri bine pregătiți, avem deja companii care pot fi competitive la nivel global. Știți povestea de succes din Cluj, a WePet, Bitdefender-ul sau alte soluții care s-au dezvoltat în România și care acum sunt la nivel global. Avem deja centre, hub-uri foarte bune în București, în Cluj, în Timișoara, în Iași. Și sigur, ținând cont că acum, într-o încercare atât de grea și atât de tragică cum este această pandemie, cu sute de mii de cazuri, cu oameni care au murit, sute mii de oameni, totuși partea bună este că începem să descoperim faptul că putem lucra la distanță, că un tânăr sau un grup, o mică echipă de oameni cu motivație și cu cunoștințe bune din Turnul Severin pot lucra pentru o companie din Cluj sau din Timișoara sau chiar din afara României, fără să mai fie nevoie neapărat să fie în aceeași încăpere. Se putea și înainte și oricum am fi mers în această direcție, dar pandemia a accelerat această tendință și de voie de nevoie, că uneori începem să ne schimbăm modul de a fi și de nevoie, oamenii au înțeles că se poate face lucrul acesta în mod curent, cu o eficiență și mai mare și cu o scădere a costurilor. Și aici zona de digitalizare și de IT este o extraordinară oportunitate pe care trebuie să o fructificăm la maxim. Căci tehnologia este viitorul, că vrem, că nu vrem. Discutam mai devreme. Tehnologia este viitorul. Ne aflăm astăzi în fața unei a treia schimbări majore de paradigmă din istoria recentă a omenirii. Prima este aceea a secolului XIX, atunci când Revoluția Industrială a schimbat felul de a fi în Anglia din acea vreme, în Franța, în Statele Unite ale Americii, au apărut mașinile cu abur, au apărut mecanizarea, apoi automobilele, telefonul, telegraful și așa mai departe. Această revoluție industrială a schimbat felul în care trăiau oamenii, pentru că până la 1800 din antichitate mari diferențe n-au fost. Cam la fel au trăit oamenii, au fost mici invenții.
După aceea, anii 80, anii 90, a fost această revoluție internetului și a computerizării, în care computerele imense, cât camere întregi, au devenit din ce în ce mai mici, până la un computer slim sau telefoane mobile sau acest tip de tehnologie. Și iarăși lucrurile s-au schimbat, rețelele de socializare, globalizarea este acum evidentă peste tot și ne pregătim de o nouă eră, care este era inteligenței artificiale, în care există evident și riscul să pierdem de sub control computerele, roboții, inteligența artificială și să putem avea anumite riscuri chiar existențiale, dar cred că acestea pot fi ținute sub control, dar în care lucrurile vor merge infinit mai repede, în care inteligența artificială ne va face viața mult mai ușoară, în care paradigma economică se va schimba, nivelul de prosperitate se va schimba, chiar valoarea lucrurilor va fi cu totul și cu totul schimbată. Actualele commodities, care poate oamenii se raportează astăzi la aur, la diamante, la metale prețioase, la proprietăți imobiliare, poate viitoarele commodities vor fi în zona digitală. Deja vedeți cryptocurrency, monedele virtuale, care nimeni ar putea spune că valorează câteva mii de dolari o criptomonedă care de fapt nu există fizic. Există undeva într-un blockchain și niște noduri de rețea al unor supercomputere. Astea au valoare de la mii, au fost chiar zeci de mii în cazul Bitcoin, până la sute de dolari. Și lucrurile acestea se vor schimba și, într-adevăr, tehnologia ne va domina viața în viitor. Trebuie însă să găsim acele soluții în așa fel încât să fie sigure, eficiente aceste tehnologii, etice și să fie o plus valoare pentru omenire și nu o amenințare. Și în acest fel își propune Partidul Național Liberal să dezvolte România. O bună direcție a dezvoltării României este aceasta a digitalizării. Dar sigur că până la digitalizare sau în paralel cu digitalizare avem multe alte lucruri de făcut și care sunt urgente și care trebuie să reducă decalajul între noi și Uniunea Europeană. O direcție foarte importantă este aceea a marilor lucrări de infrastructură și aici avem ambiția să terminăm principalele autostrăzi din coridoarele care leagă Uniunea Europeană de România, plus autostrada Moldova și autostrada Unirii. În sudul țării, sigur, trebuie făcut urgent drumul expres, dar și drumuri în regim de autostradă și aici e foarte important Craiova-Pitești, dar și Turnul Severin-Craiova, legătura cu Timișoara și cu vestul țării, pentru ca să putem să dezvoltăm această zonă. Vorbim de investiții importante în sistemul energetic, energii regenerabile, solar, eolian, dar și noile tehnologii pe hidrogen, pe biomasă. Aici, sigur, gazul e foarte important, până la, mai ales pentru Mehedinți, pentru Turnul Severin și aducțiunea cu gaz. Sunt și fonduri europene și fonduri naționale. Aici, Ministrul Energiei Virgil Popescu poate avea un rol și are un rol foarte important. Investițiile în sănătate, vorbeam de cei 5 miliarde de euro, de la cele 3 spitale regionale, de la sutele de spitale existente pe care le vom dota sau le vom reabilita și termic și din punct de vedere al circuitelor, noi clădiri sau clădirii adiacente, secțiile de ATI, dotări după ultimele standarde europene, pe care avem atât de multă nevoie, așa am văzut acum în pandemie, dar nu numai. O direcție importantă, investiția în educație, care este iarăși extrem de importantă și sigur, fără doar și poate, marile investiții în administrația publică locală, acolo unde oamenii trebuie să simtă din bani europeni o ridicare a confortului vieții, nu mai putem avea drumuri neasfaltate după acești 4-7 ani în mediul rural, aducțiunea cu apă trebuie să fie o realitate, anumite investiții de mediu. Toate aceste lucruri sunt partea unei viziuni de dezvoltare a României pe care Partidul Național Liberal și-o asumă și în care, încă o dată, o spun, sigur, subiectiv fiind ca vicepreședinte național al PNL, ca lider al PNL, ca reprezentant al României, dar membru PNL în Parlamentul European, dar și cu argumente obiective, că singura forță politică care poate cu adevărat să dezvolte România
cu competență, cu coerență, cu o viziune, cu sprijin consistent de la Bruxelles, că suntem în cea mai mare familie politică europeană și fără banii aceștia europeni, cu greu ne-am putea descurca, mai ales într-o perioadă în care criza economică va avea un efect în următorii 2-3 ani. Nu toți cei 4 ani de guvernare, 7 ani de bugetare pe fonduri europene, dar în următorii 2-3 ani, sigur că fără fondurile europene va fi foarte greu. Și aici doar PNL-ul poate avea forța, credibilitatea și expertiza să schimbe lucrurile. Domnule Bușei, vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Vă mai aștept la noi la 11+, ori de câte ori vă permite timpul. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți, sănătate și putere de muncă. Vă mulțumesc și eu și vă rog, dragi mei edințeni, dragi severineni, să aveți încredere în Partidul Național Liberal, în echipa PNL Mehedinți, care vă poate reprezenta în Parlamentul României, ministru Virgil Popescu, doamna Stella Firu, viitorul senator, domnul Mărculescu, toată echipa Partidului Național Liberal și în viziunea pe care vă propunem, cu sprijinul fondurilor europene, dezvoltăm România. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Numai bine tuturor, aveți grijă de dumneavoastră!